Bună dimineața din nou, sunt Mihai Tăristariu, suntem iarăși la Weekend cu Mihai, iarăși o emisiune frumoasă, astăzi numai cântăcioși, unul și unul, așa s-a nimerit, nu ne-am planificat, dar iată că prietenii noștri dragi, unii se reîntorc în emisiune, alții pentru prima dată, chiar stau și mă gândesc că trei sunt pentru prima dată și doi au mai fost pe la noi. Am să-i prezint pe rând, de la stânga la dreapta, Rodica Buță, interpretă de muzică populară, bună dimineața! Bună dimineața, domnule, am mare onoare și mare bucurie să fiu alături de dumneavoastră. Și în emisiunea noastră, cu mare drag, la orice invitație o să vin, vă răspund. Și pot să vă zic de mine, de persoana mea. Vorbim imediat, dar hai să-i prezentăm întâi pe toți. Marian Cosma, interpret de muzică de petrecere, așa mi-a zis să-i spun, că nu îmi face nici populară, nici ușoară, el cântă de toate, de petrecut. Sunt mai mixt, așa, într-adevăr. Mai mixt. Bună dimineața, Mihai, mă bucur să fiu pentru prima dată la tine în emisiune. Sper să... mă mai inviți și voi răspunde cu drag, cu dar să știi că trebuie să mă sun tu, pentru că pe mine mă sună atâta lume să vină. Știu, încât este, listele mele nu mai au sens, eu am o listă în geantă. Dau seama. Și degeaba îmi fac lista că mă sună, vreau și eu, vreau și eu, vreau și lumea intră în emisiune așa, cred că luni întregi mi-am făcut deja emisiune, așa că trebuie să zici, când ai ceva nou, zici, Mihai, am o piesă nouă, am ceva de lansat. Și așa este, așa este, Mihai, mulțumesc pentru invitație și ce pot să zic, am venit cu mare drag la tine în emisiune. Sunt și convins. Vom vorbi câte abia ceva să despre, petrecem, că tu ești cu petrecere. O avem emisiune. Și pe Claudia Dumitru, o cântăcioasă ultra talentată, o să vedeți ce voce frumoasă are. Eu am remarcat-o pe la niște concursuri, iată că a venit și momentul să intre în emisiunea mea. Da, bună dimineața, mă bucur că sunt aici și mulțumesc din suflet pentru invitație. Cu drag te-am invitat și o să te mai chem, să știi. Cu drag. Vlad Codreanu, deja bună dimineața. Nu zic veteran, că ești a doua oară în emisiunea mea, cu două săptămâni ai venit, el e din Chișinău. Vii mai mult în România, spuneam, decât de în Republica Moldova. De fiecare dată. Și tu ești un fel drag de petrecere. Nu ești o muzică nici de populară, nici de etno, nu, nici de ușoară. Petrecere. Nu numai de petrecere. Adică de toate, nu? Da. E da. Perfect. Și eleva școlii mele de muzică, Denisa Duțu, 10 anișori, veterană, aș putea spune, pentru că săptămâna trecută a luat deja diplomă pentru 4 ani de școala mea de muzică. Din cei 5 absolvenți de 4 ani, ea e una dintre eleve. Bună dimineața, Denisa! Bună dimineața, Mihai, și mulțumesc pentru invitație! Bun! Am să încep discuția cu Rodica Buță, pentru că sunteți prima dată în emisiune. Hai să o cunoaștem pe Rodica Buță. De unde sunteți? Ce faceți? Când v-ați apucat de cântat? Cum v-a venit ideea? Vă răspund cu mare drag. De origine, sunt din zona Banatului, din Timișoara. Am cânt muzică populară actual, dar pe timpul când eram copil, am cântat muzică folk, chiar și în cedea cu flacăra. Am făcut instrumental. Acum chitară. Cântați muzică din zona Timișoarei sau Banat? Sau cântați de toate. De toate, de da? Toate. Și Banatul, și Oltenia, și Moldova, mai puțin Dobrogea. Atunci cântați folk, da? Da. Cu cedea cu flacăra. Da. Ce da. Frumos. De la vârsta, deci am plecat de la cor, la școală. Pe urmă am făcut 2 ani de zile instrument chitară la un profesor și încet, încet domn profesor a selectat cei mai buni și am ajuns exact pe stadion în Reșița, acolo când a venit domnul Adrian Dumnezeu Odinească, mare om de renume, mi-a fost foarte drag să fiu alături de el. Dar cu timpul am avut o pauză de scenă, aproape de 30 de ani, și mi-am reluat în alt... În perioada asta ce ați făcut? Ați muncit ceva, nu? Am muncit, dar lucrez la... Acum v-ați mutat în zona Constanței, da, nu? M-am mutat acum 30 ceva de ani în Constanța. Am venit prin căsătorie. Da. Și am făcut o pauză în situației care era și am reluat activitatea... Ce ați profesat în ăștia 30 de ani? Lucrez cadru medical la Sanatorul Balnear Techiriol. Super! Da. V-ați făcut prieteni, bănuiesc, în lumea showbiz-ului, dar muzica populară mai ales. Da, mai ales și de ce? Pentru că omul pleacă de jos în sus. Niciodată nu e sus. De jos din se pleacă prima, în sus. Așa-i. V-ați făcut și dușmani? Întrebare de baraj. Da. O grămadă. Aveți unul măcar? Nu pot să iei număr pe deget. Serios? Dar de ce? De la ce? Din cauza că a zis că... Sunt invidioși? Da, invidioși. A zis că eu câștig bani de muzică, dar nu se știe câți bani am băgat în muzică. Câți bani? V-ați îmbogățit până la ora asta? Nu. Nu. Deci nu sunteți milionari în euro. Nu, satisfacția mea este că mi-am făcut ce mi-am dorit de mică, că am ajuns. Nu neapărat pentru bani. Vine și banii, dar e și plăcerea de a cânta. Hobby-ul. Sigur. Asta este. Deci înțeleg că la ora asta nu trăiți doar din muzică. Faceți și am serviciu de peste 30 de ani. Acolo e baza și asta îl faceți ca hobby. Mai e și un bănuț, până la urmă. Toți trebuie să muncim. Dacă nu muncim, păi da.
Nu alergăm, nu facem nimic. Ce frumos. Eu propun să ne cântați acum. Ce melodie ați? Un colaj, am pe Banat. Este puțin și un pic sârbește orchestrația. Da? E Chef Timișorean. Chef Timișorean, da? Da. Eu zic să vă ascultăm cu drag. Rodica Buță. Unde rachia pe masă? Hei, hai, unde rachia pe masă și bărbatul dus de acasă? Hei, hai, unde rachia pe masă și bărbatul dus de acasă? Mă, Doamne, și mă pune unde rachia de prune. Hei, hai, unde rachia de prune și bărbatul dus în lume. Hei, hai, unde rachia de prune și bărbatul dus în lume. Și ne-om iubi până când o-n bătrâni. Hei, hai, dacă noi o-n bătrâni, a fi greu a ne iubi. Hei, hai, dacă noi o-n bătrâni, a fi greu a ne iubi. Am ascultat-o pe Rodica Buță. Da, frumoasă melodie. Cine vă orchestrează? Cu cine lucrați? Lucrez cu domnul Crăciun. Aveți piese proprii sau vreun album? Sau am două piese. Nu. Am un CD-ul scos, dar nu ale mele proprii. N-aș putea să... Da. Am culese două de la alții, da? Da, la alții. Am două ale mele, într-adevăr, dar da, trebuie să le mai lucrez. Finisați așa. Să le finisez un pic, să le șlefuiesc cum ar veni. Da. Mai da, trebuie. Bănuiesc că mergeți la orice tip de eveniment, de la nunți până la zilele comunei, nu? Da, absolut. În special. Știți în că special. Ne-am întâlnit și la zilele orașului de Chirion. Ne-am întâlnit. Sigur da. Că da. Da. Bun, hai să schimbăm puțin direcția spre Marian. Te văd acolo. Marian, tu ești tinerel, nu știu câți ani ai, 20, cât ai? 20 sau... de împliniți. Da. Tu cânti, de 30, când te-ai apucat de cântat? 30 de ani fix. Anul acesta o să împlinesc 31, merg pe 31, pe 1 martie. Ce-mi place că tu ești curajos și zici, după ce am pus întrebarea, zic, vai, nu trebuia să întreb câți ani are. Pentru că unii dintre noi ne ferim, eu tot timpul am zis că am 27, 25, dar nu, eu am feresc, un pic mai feresc. Mult. Nu. Dar tu nu te ferești, nu, bravo. Nu, îmi prezint vârsta mea reală. Bine, că arăți de 20, de aia ai curaj. Exact, dacă ai arătat de 40, ai zice, am 25. Mai avem de... Când te-ai apucat tu de cântat și de ce? O să-ți explic și istoria mea puțin pe scurt, Mihai. M-am apucat de cântat la vârsta de 13 ani. Cam în perioada aceea. Bineînțeles că tatăl meu s-a ocupat intens, da? De mine și a de cântat și el? Și de fratele meu, da, tatăl meu a cântat o viață și a cam încheiat cariera pentru că se apropie și el de, da? Vârsta pensionării, să spunem așa. Și te-a luat după el, îi cumva? Mulțumesc pe această cale și voi mulțumi oricând, la orice oră, pentru că din cauza lui sunt în lumea muzicii și să zicem că sunt într-o poziție bună, bineînțeles, și cu investiție, cu
mulți bănișori băgați. Uite, și costumul îmi place, că ai zis de investiții, da. Cred că da, te-a costat ceva, nu? M-a costat ceva, da, chiar este da, nou, l-am achiziționat acum două luni. Ce specific are, că eu nu mă pricep deloc. Mihai, să știi că... Are o tentă machedonească, așa? Nu este neapărat original dobrogean. Da? Este mai mix, să zicem așa, l-am cumpărat din Târgu Jiu. Da? Mai exact din comuna Tismana, de la un domn care face așa ceva acasă. Uh-huh. Deși culorile sunt dobrogene, pentru că dobrogea se poartă, ia dobrogean are culorile, culoarea albastră și culoarea roșie, știi? Da, da, da. Dar el este confecționat în altă zonă, în alt județ. Uh-huh. Da. Da, deci, spune-i de cum te-ai apucat. Îți spuneam, da. Te-a luat tati sub aripa lui? 13 ani, bineînțeles că au urmat cursuri în particular, eu m-am apucat de instrument, așa am început să cânt. Da? Pian am făcut foarte multe cursuri, în particular la domn profesor George Călin de la Novodari, cu siguranță îl știi. Îl știu, îl știu. Mare pianist, îl salut pe această cale, domn profesor. După care am urmat Școala Populară de Artă la acordeon cu domnul Cloșcă, îl salut și pe domnul Cloșcă Costel pe această cale, dacă cumva ne urmărește. După care studii multe în particular și acasă și cu fratele meu, spuneam că și fratele meu cântă și... cântă într-o formație de machidoni, formația Pindu, formația foarte recunoscută. Cum este clăparul de la Pindu. O să-i chemăm și pe ei odată aici. Poate îmi face o legătură, că nu îndrăznesc să-i sun chiar eu. Să-i chem. Dacă și le spui să-mi dea un telefon și imediat am. Da, formație foarte bună la machidoni, cu care chiar așa am o colaborare foarte frumoasă. Mulți armâni și români ne aleg la petrecerile lor să cântăm diversificat și pe noi, pe mine ca formație și pe Pindu, adică Cosma Band și formația Pindu, se știe. Super, să știi că și mie îmi place muzica, am făcut o piesă lui Cârliglu din știu folclor. Știu că ai făcut o piesă armânească, bravo. Și vreau să mai înregistrez Opa Opa și de asta cu trandafirul, că e în vogă acum și zic, ia să am și eu repertoriu, că mă cheamă lumea la anunț și poți exact, vorba. Să știi că este la foarte mare modă muzica foarte armânească, căutare, așa a explodat așa dintr-o dată, probabil de la Opa Opa și de la un trandafil crește la fita mea, că au fost așa niște melodii așa care au ieșit în evidență, melodioase, foarte melodioase, deși nu au fost lansate de machidonii, de formația noastră de machidonii, culmea, de da, au fost lansate, culmea, de o formație și de câteva formații din Moldova. Uh-huh. Dar așa a fost să fie. Da. Ce pot să spun? Când muzică de petrecere... Tu ai piese proprii? Am piese proprii, da. Da? Ai vreun album? Am un album care este pe piață. Da. Așa este. 13 piese conține. Uh-huh. Din păcate nu l-am adus, mare greșeală am făcut că nu l-am adus. Păi, dar mai vine data, în emisiune, nu-i data viitoare o să-l aduc și lucrez deja la alt album cu Radu Ciprian. Este un băiat care, un violonist care orchestrează foarte bine, este din Cluj. Dar undeva în București, la un studio, lucrez cu el. Uh-huh. Mai am vreo 5 piese și o să închei și albumul acesta și sper, cu ajutorul Dumnezeu, să-l dau pe piață, prin prisma unui studio. Acum vine o întrebare pe care o pun aproape tuturor. Tu trăiești doar de muzică sau trebuie să faci altceva? Cum zicea doamna Ordica, că ea face și altceva. Să știi că eu, îți spun cinstit, eu trăiesc doar de muzică. Adică eu cu bani de muzică mai fac afaceri și alte jucării. Dar sunt mulți, cred că 90% din interpreți nu trăiesc din cântat. Mai au cât sunt învățători, cel puțin la popular, toți sunt profesori, învățători, fac și altceva. Și atunci, în cazul tău, cum e? Uite, tatăl meu, spre exemplu, n-a trăit doar din muzică, pentru că în vremurile acelea, știi, că trebuia să faci mai multe munci ca să poți să te descurci, să-ți ții familia. Tatăl meu a făcut și muzică în afară de ceea ce lucra el, dar la mine nu a mai fost nevoie. Se pare că trăiesc doar din muzică și fratele meu la fel, doar din muzică trăim și investim, că da, dacă nu investești dar când sunt perioadele astea mai ianuarie, că ianuarie e cam pustiu, ce faci? Este, trăiești cu bani din revelion. Păi știi cum suntem noi ca furnica, știi, trebuie să adunăm vara și adunăm trăim și iarna. Da, da. Avem și în extra sezon petreceri de întreținere, așa cum le zic eu, știi, avem evenimente de întreținere. Da, da, da. Păi avem Revelionul, avem Sfântul Vasile, avem Sfântul Ion. Bine, și zile de naștere, onomastice, 14 februarie, 8 martie, asta poate să ne strasezăm. Și plus că avem serate armânești, colaborări cu Pindu, serii lăutărești, pe la discoteci, cluburi, se găsește. Ce frumos! O să schimbăm puțin macazul și mergem către Denisa Duțu, asta micuță și drăgălașă. Denisa, tu te-ai mai avut la emisiunea mea, ai făcut 10 ani, crești, mergi prin spectacole, la concursuri mai puțin am văzut, nu vrei tu sau nu vor părinții? Când eram mai mică mergeam. Și acum? Ai timp, tu faci școală multă?
Da. Da? Și after încep school? De la 8 încep orele. Da. La 7. În ce clasă ești? În a patra. A patra? Încep la 7-8, e scol la 7, nu? La 8 da. La școală? La 8 și termin la 3. La 2, 3. 3 da. Și apoi fugi acasă, îți faci teme, te mai culci la prânz? Nu. Nu te culci la prânz. Nu vrei tu sau nu vor ei sau cine nu vrea? Nu vreau eu. Nu vrei tu, dar ei vreau, nu? Nu. Nu vreau nici ei, nu? Nu vor nici ei. Ce pasiune are Denisa Duțu? Ce ești tu pasionată? Ce îți place să faci când ești tu singurică acolo cu tine în cameră? Stai pe telefon, pe jocuri, îți plac astea? Nu. Nu? Dar ce faci tu? Desenezi, patinez, da, îți place? Și să merg cu rolele. Cu rolele? Știu să merg cu spatele. Serios? Să sar, da, știu să mă rătesc. Să sari, faci tumbe până aer cu rolele? Sau nu, sari așa doar sar. Un pic, nu? Ar fi fain să faci un flick-flack cu role și să cazi în picioare. Ia să încerci, dar să nu-ți bagi capul. Da. Ce muzică asculti tu, Denisa? Havana. Havana Unana? Havana Unana, așa. Ce mai asculti? Muzică românească, străină, ce-ți place mai mult? Străină. Străină? Da. Da? Cu colegii la școală, te înțelegi bine? Toți sunt cam... Cam cum? Așa, răi. Cam răi? Sunt invidioși un pic, nu? De ce oare? Nu. Le ciud așa că tu mai apari pe la televizor și mai da. Mergi la spectacol. Dar de ce? Și zic așa ceva rău? Așa sunt ei. Să mai abțin, dar tu îi mai simți așa, îi mai... Vezi cam care cum se uită așa, nu? De ce oare așa? E că așa e peste tot. Am întrebat toți copiii și toți la fel în scambră. Deci noi ăștia mari ne temem de showbiz și ăștia mici au și invidiile lor, vă dați au seama? Și frica lor, normal. Dar să știi că este și există și răutăți la copii. N-aș fi crezut până n-aveam școala de muzică, nu mi-aș fi dat seama că ei îmi spun că mi-a dat ăla dislike, ăla mi-a înjurat, ăla m-a banat, că ăla zic, păi cum naiba la copii, mă, dacă și copiii care au o puritate și ei între ei, nu mai zic de exemplu la folclor, la voi, am tot vorbit, am luat interviuri. Și îmi spuneau interpretele, că la noi e o râcă și o ură și o dușmănie. Este și păcat că noi de fapt nu cântăm între noi, știi? Nu ne luăm că banii unui la altul. E locul cântăm, nimănui. E loc pentru fiecare sub soare. Noi cântăm la lumea de rând. Știu, știu. Ne invidiem degeaba. E, da, chiar. Absolut e o ciudă inutilă. Prieteni ai? Am mulți, nu și la școală. Da? Pe la bloc? Pe la... Da. Da. Înainte aveam prieteni la un bloc. Da. Și acum m-am mutat.
am revenit aici la Lakeview, un loc splendid unde, sigur, ați petrecut deja clipe frumoase, ați jucat bowling, biliard sau ați luat masa cu prietenii. Vă recomand să o faceți dacă n-ați făcut-o până acum. Hai să schimbăm discuția spre Vlad Codreanu, pe care l-am descusut acum vreo 2-3 săptămâni și am aflat despre el, cum s-a apucat, de ce l-a apucat nebunia cântatului. O să te întreb cum ți-a venit ideea cu dintele ăsta. Te rog să-l arăți la cameră și a făcut o, cum se cheamă asta, un piercing pe dinte și a lipit acolo o pietricică. De zi cu dinții acolo să-ți vadă lumea dinții, da? Ia zi-mi. Deci, când ți-ai pus asta și de ce? A fost doleanțele părinților. Stai așa mereu? Părinții au zis? Da. La ce vârstă ți-au pus? Ce toți așa se miră. Da. Da, de fiecare dată părinții zic că nu. Ești mai artiști, nu, așa, da, mai sau... nebunatici? Nu, deci... Să știi că maica mea, Dumnezeu să o ierte, era artistă, a cântat. A fost așa. Și era la fel de zurli. Deci maica mea nu-i plăcea de exemplu muzica populară, muzica veche. Ea asculta Madonna, zici că e nebună și avea 60 de ani. Și ea vroia chestii, sexy, trestii. Adică eu îi semăn, sunt la fel de zurli. Așa deci că te înțeleg. Deci ei au venit cu ideea. Ți-au pus o piatră pe dinte. Ce că cadou de ziua ta s-au pus. Eu eventual am apelat la un dentist, juvaierist, da? Care mi-a oferit în dar un briliant. Și l-ai lipit acolo cu vecii. Și m-am dus la nana mea care este dentist și ea mi l-a implantat. Nana mea, ce înseamnă nana? Trebuie să-mi explici. Deci care m-a botezat. Nana, cum zicem noi? Nașa. Noi spunem nașa. Da, la noi nana. E alintătura așa, nana. Și nana apac. Da, și ea mi l-a pus. Ți l-a pus. Acum câți ani? Auleu, nu mai țin minte, dar are vreo 10 ani. 10 și nu s-a desprins niciodată? Niciodată. Nu. Nici cu limba, nici cu mâncare. Când mănânci pâine prăjite, nu ți-e frică? Nu, nici să oasă, nici pietre, nici... Dacă înghiți, ce pățești? Nu pățesc nimic. Nic, să duci în stomac și ai pietre la stomac. Pietre prețioase. Am o idee, știi? Bun. O zic pe urmă. Ai o idee? O zici pe urmă? Nu, deci cum să o găsești? Da, cum să o găsești? Ei, ne imaginăm cum găsim. Alte cameromanul precis că a avut aceeași idee seama. Sau el deja a găsit cu săta. Părinții tăi cu ce se ocupă? Acum m-ai făcut curios. Deci dacă tatăl vrei meu zici. Nu mai este alături de noi de 6 ani. Da. Mama este în viață, este alături de noi și o iubesc foarte mult. Mă susține mereu în ceea ce fac. Am și un frate mai mare decât mine cu 6 ani. Cântă și el? Nu, cântă la acordeon. Tu ești din Chișinău sau te-ai născut în alt? Sunt în Chișinău, da, din Chișinău. Cum e viața în Chișinău și viața în România? Tu văd că deja alternezi așa. Da, ia am comparele. Zis că o să cinstit. Trec cu traiul aici în Constanța. Te sau aici? În București, nu știu, vedem. Da? Deci, acolo e greu? Și că deși acolo e greu, am vorbit ca tine. Deși. Că gata, totul moare, știi cum? Moare totul? Toată lumea pleacă, ce vrei. Înțeleg de ce? Și artiștii de acolo vin încoace. Vezi că este un vis de-al meu mai de demult că să trec cu traiul în România și cu siguranță o voi face până la urmă. Da? Crezi că aici e mai bine, nu? Mie îmi place. Îți găsești drumul mai ușor aici. Este mai bine, da. Bine, și partea artistică e mai bine remunerată, e plătită mai bine. Eventual, sunt mai multe evenimente. Mai plătit, da, și oamenii vor petreceri mai multe, nu știu acolo cum aveți, dar la noi se petrece la greu. Da, vezi că acum gata, toți caută DJ. La voi? Că e nuntă, că e mormântare, tot cu DJ. Nu, DJ, să caute petrecere, ce vorbești? Eu care nu cântam la nunți, am la avut, noi, cred că 10 nunți acum. Am trecut. Gata. Și eu acum am început să cânt la nunți, de-aia îmi fac opa și toate astea, ca să am și eu repertoriu, că nu prea era. De asta și vreau să vin încoace. Da? În plus la toate vreau să practic, deci eu sunt prezentator, da, pentru că am terminat Universitatea de Stat Jurnalism și Științele ale Comunicării. În Chișinău, da? Prezentator jurnalist, în plus la toate prezint la nunți, deci la noi nunțile se prezintă, da? Este și la noi unele, da. Și cu siguranță aș vrea și aici să vin să iau câteva nunți, să văd... Să prezint, să faci spectacol. Am fost cândva în Iași la o nuntă românească unde am prezentat și vreau să zic că când ziceam vreo conocărie ceva... O ce, deci, o? Conocărie. Conocărie? Ce e asta? Traduc pe românește că e de la voi asta. Vreo glumă? Vreun banc? Nu este. Că ziceam vreo tâmpenie. Cu ce e sinonimă? Cunul mire și cunița mireasă la 100 de ani când veți ajunge să spuneți, Doamne, ce rău ar fi fost dacă nu ne întâlneam, ce bine este că ne-am întâlnit. Asta le-ai învățat pe de rost? Ceas bun vouă la această pornire și dragostea voastră să vă înflorească. Ia mai cântă la utare pentru mire și mireasă. Zici că e o colindă de o urătură. Ia mai cântă, măi, la utare.
cum se cheamă asta? Conocărie. Conocărie, ia că învățăm limba voastră și ne mutăm. Știi că eu m-aș muta acolo? Nu, ia uite, facem schimb. Eu deci mă eu când am cântat la Palatul Național la voi, am primit flori. Deci eu în România nu primesc flori, că lumea s-a învățat. Nu ți-a mai dat nimeni vreo bancă de dulceață? De a, dar știi când... Ba da, am o fană, Iana, te pup dacă mă vezi vreodată, și vine și mi-umple porbagajul cu dulceață și îmi dă zacuscă și zice, da, nu mai trebuie. Și vine cu bunica de la 100 de kilometri din Stra, nu știu ce sat. Strășeni. Exact. Și vine tocmai de acolo, vine de dimineață la 6 și stă până la concert și pleacă noaptea și mi-aduce dulceață și îmi umple porbagajul. Deci acolo iubirea... Eu chestii ai de genul, dar numai la voi e. Nu avem așa în România. Deci, flori. În loc de eu plec cu 10 buchete de flori, mi se și usucă până în România. Doamne, ce e cu asta? Dar chiar mă mir, zic, cum l-ai mamă la ei atâta iubire pentru un artist și la noi ăștia mai te arzi cu ipachiu? Da, la noi nu e așa. Numai e că, știi când erau Valahia 3 Sud-Est, Andrei, deci vremea aia de acum 15 ani, așa era. Strigau, acum nu mai e, decât cred că nu mai e. Acum e Facebook-ul, acum, e internetul, selfie, poze, da, nu mai e la fel. S-a dus un pic chestia asta și mi-e pare rău, că se trăia altfel. Da. Eu am filmări de atunci, ia să le pun eu pe net, când strigau Mihai, ce bucurie, zic, Mihai, unde mai vezi acum, nu mai e? La concerte. Erau vremuri frumoase, Mihai. Ce? Pe timpurile acelea când erai cu Valahia. Da, asta zic, acum 10-15 ani era diferit. Showbizul s-a schimbat și un pic rău, sincer. Soundul ăsta modern, pe mine mă enervează. Și oameni netalentați, foarte mulți care au succes, mor de asta, dar n-am ce să fac și n-avem cum să oprim. Noi trebuie să ne vedem de drum, cum a zis și Marian. Așa e. Fiecare are locul lui, drumul lui. Cine nu are valoare, nu rezistă. Asta e părerea mea. Dacă nu ai nimic de spus, pa, pa, pa. Așa se schimbă, s-au schimbat, să știi, și banii, și lumea, și vremurile, toate se schimbă. Tot că banii schimbă. Și fetele ne mănâncă zilele. Ia că vezi și debuturile noastre. Vlad, cine cânti tu azi? Astăzi am să cânt o piesă care se numește Nu plângem, muzică și texte Victor Paladin. Și a doua piesă lângă mine să fii Eugenia Andreeș Carabut, Eva Production. Îmi place cum prezentați voi, numai la voi așa, la noi nu-i. O piesă compusă de reuși, că e strată și textierul și studioul și studio. Dar las că e fain așa, noi nu zicem. Vrei, așa. Poți să mă iei pe mine și eu o să-ți prezint de fiecare. Tu zici piesa cu tot. Știi cum e la noi? 10-9 merge, da. Dă și mie puțin reverb. Hai să cântăm. Atât, nici nu prezint, la voi să spuneți tot ca să nu se supere, nu? Să fii și ei amintiți că o lucra și ei acolo. Și normal, da. Știi, vă zic un secret. Eu la Eurovision în 2006 cu Tornero mi-a făcut un băiat din Focșani, Eduard Cârcotă. Eu cu el am lucrat în studio. În emisiune, după ce mă duceam, am zis la vreo 2-3 emisiuni, melodia Tornero compusă de Eduard Cârcotă, că nu știu. După vreo 4-5 emisiuni, n-am mai zis, că nu mi se mai părea necesar. Zic, gata, Tornero, nu știu ce. O știe lumea, prima o știe. Dată când n-am zis, a fost o prima dată, el a văzut emisiunea și de atunci noi ne-am certat pe viață, că nu i-am spus numele, tu îți dai seama, a zis, nu, am zis așa. Melodia următoare, Dimisiono, e videoclipul, a fost făcut de Iulian Moga, fratele celebrului Marius Moga. Și ăsta mă sună Eduard Cârcotă. Și eventual trebuia să zici numele. Păi da, și n-am mai zis că e compusă de Eduard Cârcotă. Și el mă sună, că bine că ai zis fratele celebrului Marius Moga, dar n-ai putut să spui celebrul Eduard Cârcotă, ți-a făcut Ornero. Și zic, dar nu mi se mai pare necesar. Și din secundă, apa, îți dai seama cum s-a distrus o prietenie. Păi, omule, orgoliu ăsta tâmpit să-ți auzi tu numele. Compozitorii nu sunt celebri, iertați-mă. Cine știe ce piese i-a făcut, cine îi face lui Beyoncé, lui Madonna piesele? Abar n-am, mă credeți? Voi știți? Sunt oameni care vor și ei băgați în seamă când depun o muncă. Da, Mihai, eu înțeleg, dar ei oricum câștigă tot bănetul, se duce la compozitor. Că la UCMR, cine ia grosul banilor? Compozitorul ia miliardele și noi stăm cu succesul. Așa că ei câștigă, dar vor și notorietate. Uite, Moga a fost isteț și a făcut și nume de compozitor și interpret. Trebuie să știi să apar, să te strecori. Așa e. Așa e. Așadar, te ascultăm. Vlad Codreanu. În care zăpada se stinge,
pe geam pâriaș și plângem. Ai, 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 nu plânge. Ai, 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 nu plânge. Când inima frige durut și pierla de coarde s-atinge, o zână admiră tăcut și plânge. Admiră cum ninge din ram, cu frunze uscate cum ninge, și numără fulgii prin geam și plânge. Ai, 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 nu plânge. Eu nu cerșesc iubirea că e prea mult. Cu
dragostea m-am înțeles, nu ai de ales. Lângă tine dragostea-i nemuritoare și să-mi spui tu cine oare te va iubi așa ca mine într-o zi noapte. Vor fi bine să știi lângă mine să fii. Lângă mine vei găsi acea licoare să-ți răspundă la întrebare cine într-o zi sincer te va iubi toate. Vor fi bine să știi lângă mine să fii. Lângă tine dragostea-i nemuritoare și să-mi spui tu cine oare te va iubi așa ca mine într-o zi toate. Vor fi bine să știi lângă mine să fii. Lângă mine vei găsi acea licoare să-ți răspundă la întrebare cine într-o zi sincer te va iubi toate. Vor fi bine să știi lângă mine să fii. Întors aici la Lakeview, vă spuneam, un loc superb unde trebuie să veniți măcar o dată să vedeți cum e. Dacă ați mai fost, veniți mereu și mereu, că e frumos. Mergem cu microfonul către Claudia Dumitru. Claudia, tu ai deja 14 ani? Da, mai am puțin și fac 15, da? Chiar, da. Peste aproximativ o lună. Fără câteva zile. Eu te știu pe tine de mică, de la concursuri. Da, de la concursuri, da, festivaluri. Mamaia Copiilor, te-am văzut la multe festivaluri. Da, chiar vara aceasta am participat la Mamaia Copiilor și am luat premiul 3. Da. Da, știu, bravo. E un rezultat excepțional, mai ales că acolo e foarte revenit un premiu. Da. Și e și dificil. Sunt și sunt și foarte mulți copii talentați. Da. Așa e. Tu ce ai mai făcut în ultima vreme? Îți spuneai ceva înainte de ceva internațional. Da, am fost la niște festivaluri internaționale organizate de Institutul Lumina. Am cântat în Moldova anul acesta la Palatul Național în Chișinău. Și am fost și în Africa. Da. Și am fost și în Africa, în Etiopia, da. În Africa era emisiunea cu jungla, o știi? Acolo Mihai, acolo. Sunt curios. Și m-a întrebat tot, am fost acolo? Da. Așa ai fost în Africa? Da, și acolo tot la Palatul Național am cântat. Au fost mai mulți copii din toate țările lumii. Ai cântat în engleză? În am cântat în română pentru că am reprezentat România. Ce piesă ai cântat? În Etiopia am cântat Ioane Ioane și în Moldova am cântat Mociriță cu Trifoi. Ce frumos. Dar tu vorbești foarte frumos. Cine te-a educat așa? Părinții. Tu ești în clasa a 8-a, da. La ce școală înveți? La Ovidius, liceul Ovidius. Și dai la liceu? La liceu aș vrea ori Ovidius, ori Mircea, nu știu. Asta le pui primele, nu? Da. La profil uman, real? Aș vrea pe științele naturii cu bilingv engleză sau germană. Vrei spre medicină ceva sau ceva? Sau da, chiar voiam să mă fac medic. Da? Da. Dar cum e muzica la tine? Nu e pe primul plan? E pe planul 2 și vrei medicina și cu muzica? Nu, este următorul lucru. Dacă nu reușesc cu muzica, Doamne ferește, am planul B care este să mă fac medic. Îmi place cum ai zis, pentru că mi-a venit o dată un elev de-a meu și zice... muzica e planul B la mine, eu vreau să mă fac informatician. Ce m-a supărat pe el, că era și elevul meu. Și zic, cum a planul B? Muzica e planul A și planul B, așa trebuie să zici. Da. Muzica e planul A, că e ce frumusețe. Într-adevăr. Te dorești, te știi bani, te iubește lumea. Și planul B, dacă nu iese, ai zis bine. Pentru că e concurență mare la voi. Da, ce frumoasă să știi. Mulțumesc mult. Nu are cum să iasă planul A. Da, chiar are. Ajută, mulțumesc. Și Mihai, cred că e de acord cu mine. Da, eu am remarcat-o de mult. Și i-am și dat un premiu odată, un curs de o lună la școala mea de muzică. Pentru că e foarte bună. Eu n-am luat-o ca să o învăț să cânte. Că i-a cântat deja foarte bine. Am luat-o ca să le arate la copiii mei cum cântă. Ea nu știe, acum ți-am zis adevărul. Am vrut să vadă copiii mei cât de bună ești. Pentru că mulțumesc, le-am mă. Dat și lor un impuls. Să vadă, uite mă ce copil talentat există și na. Tu ai făcut, de când te-ai apucat de cântat? Cred că am vreo 6 ani. 6 ani? Ai început la școala de artă sau cu profesor particular? Am început la școala populară de artă din cu Constanța. Cine ai făcut acolo? Inițial am făcut cu domnul Teodor Rădulescu, dar... Mai predă, nu? Cred, da. Nu știu, și acum apoi? Nu mai fac, de vreo 4 ani. Nu cred că mai trebuie. Să știi că și eu elevilor mei le spun că 3 ani le sunt suficiente, și Denisa are 4 ani și mai am încă 5 ani de 4 ani. Ei vor să rămână la noi ca să-i mai scot eu prin spectacole și la emisiuni, da. Că așa le dau facilități și nici nu mai plătesc cursul. La mine la școală așa e, după 3 ani nu mai plătești. Dar asta vreau să zic, eu zic că după 3 ani de canto ești pregătit să cânți bine. Deja ți iei o melodie singurel de pe YouTube și o poți cânta.
cântat singur. Asta e părerea mea. Eu n-am avut profesor. Așa spun și ție. Nu știu dacă se mai trebuie prof la vocea pe care o ai acum. Mulțumesc. Tu poți singur, chiar poți să arăți altora cum să cântă. Cred că te-au și întrebat unii. Poți să-mi arăți aici, nu? Sigur se întâmplă. Da, momentan fac cu doamna Rodica Iftime. Fac de vreo 3 ani și ceva cu super, dânsa. O cunoaște. Poate da, o chemăm la emisiune. Ia să-i spui că o vreau, da? Da, vreau. Sigur. Da? Și să spui să mă suni. O vreau și cu dânsa fac chiar și pianul. De... Da? Da. De mult timp. O știu pe doamna, am întâlnit-o rar prin spectacole, dar n-am prea vorbit. Să-i zici că vreau să vin. Da, da? Sigur, sigur. Și poate vine chiar cu un elev, doi, în emisiunea. Da. Super. Bun, Claudița, ia spune-mi ce le cânti tu azi. Astăzi voi interpreta Rug și All Rug, I Could Do Was Cry. Excepțional da, de grea. Rug am interpretat la Mama Mea Copiilor. Da, păi Rugul e o piesă, dacă n-ai voce ca lumea, nu poți să o cânti. Da, e o piesă care necesită foarte mult antrenament. Și a doua piesă? Și a doua piesă este All I Could Do Was Cry. Te ascultăm cu drag, Claudia Dumitru. Yeah.
emisiunea noastră e lungă, dar e și scurtă, pentru că sunteți mai mulți invitați și da, apucăm să vorbim atâtea. Aș vrea să facem așa o încheiere în 10 minute, să le transmitem celor de acasă ceva ce vreți să știe neapărat. Uite, Marian, te vă pregătiți să le zici sigur ceva. Sigur că, dar vreau să transmit pe această cale, Mihai, tuturor îndrăgostiților, pentru că mai sunt 4 zile până la ziua îndrăgostiților, uh-huh. Da? Dragi îndrăgostiți, vreau să vă invit pe 14 februarie, în ziua de 14 februarie, la un restaurant, nu o să spun ca să nu-i facem reclamă, dar găsiți anunțul la mine pe conturile mele de Facebook, Marian Cosma și Marian Cosma Band. Vedeți anunțul și toate detaliile și prețuri. Deci și tot intrați ce pe trebuie. Facebook-ul Marian Cosma o și vă anunț exact unde îl întâlniți și nu numai acolo, la toate spectacole. Tu ți le anunți ca și mine pe Facebook. Unde am câtat și de Revelion, că majoritatea din... Acum te întreb că ai zis de ziua îndrăgostiților. Ești îndrăgostit? Ai fost? Vei fi? Cum ești? Sunt îndrăgostit. Ești căsătorit? Habar n-am. Da. Tu ești căsătorit? Sunt căsătorit, deci, am mai iubești băieți, am doi băieți. Ai doi băieți? Băi, frate, și eu am zis că tu arăți ca un puștan, tu știi? Băi, e un avantaj, Mihai. Deci tu zici că arăți de 19 ani. Nici nu mă imaginam că... La 50 de ani, arăți de 30 de ani. Și eu la fel, evident. Deci tu ai doi copii deja. De veți, am unul de 4 ani jumate și unul de 2 ani jumate. Serios? Și o să cânte și ei, cred că da. A fost harnic, vrednic, sau cum se zice. Eu sunt cu soția mea. Cânte și ea? Să știi care voce, dar nu a... Dar nu vrea. N-a mers mai departe, știi? Să-ți facă impresariat. N-a văzut să împingă, știi, de la spate să... Și nu vrea să te impresariezi așa puțin? Păi n-am nevoie de impresar, că impresarii te mănâncă de bani, știi? Păi și soția te-ar mânca? Și de bani. Toți banii te sună direct pe tine, oameni, da? Te contactează. Da, sunt cu ea de foarte mult timp, deja avem... Am 13 ani. Erai avea copil. 14 ani. Serios? Uite așa era, de seama și vă iubiți de atunci. Ei. Și aveam 17 ani și de atunci suntem împreună, da. Păi ce frumos. De atunci suntem împreună. Eu am tot schimbat relațiile, nu știu de ce nu se leagă. Tu ai rămas cu ea. Așa vă să cum fie. Cum e sormea, frate, de sormea de mică. Sormea era proful ei de mate de la facultate, facultate de mate. Și ea avea cât 19 ani și el avea 30. A luat-o și de atunci au rămas împreună copii chestii. Da, eu am tot schimbat, nu se mai lipește, nu se mai leagă. Deci am avut noroc în dragoste și așa că vă invit pe toți îndrăgostiții să fiți alături de mine și de orchestra. Așadar, urmăriți-l pe Marian pe Facebook. Hai să vedem doamna Rodica. Nu vreți să vă cânt ceva, Mihai? Vrei să ne cânti ceva? Aș vrea să cânti mai încolo. Ai răbdare 5 minute ca să intre pe toți cu ceva. Nu, eu așa emisiune. Știu, dar nu-ți fă griji că intre și melodiile tale. Doamna Rodica, în perioada asta ce faceți? Ce planuri aveți pentru perioada următoare? Mai cântat? În perioada asta, deocamdată, luna asta, luna ianuarie, e puțin mai... Va fi de o martie. Dacă doamna manager de la Balear, de la Sanatur, când în fiecare an dă petrecere la sfârșitul anului... Deci acolo poate, cântați clar, nu? Da. Cu siguranță că... Și Rodica e îndrăgostită la ora asta? Nu, eu sunt măritat a doua oară. Păi, și nu iubiți? A doua m-am îndrăgostit, păi și nu a doua oară v-ați îndrăgostit? Da, sigur. Aveți copii? Nu știu. Am copii, am un băiat de 30 de ani și o fată de 27. Cântă și ei? Nu. E plecată în afară, fata, lucrează în Italia, da. Băiatul a rămas în Techiriol și nu cântă, nu. Mai puteți iubi acum după o viață da, trăită? Da, să știți. Sunteți îndrăgostită încă? Nu, sunt de soț îndrăgostită, da. Da, de soț, adică de soț. Fiecare zi. Știți de ce vă întreb? Că am citit undeva pe net că dragostea ține 3 ani și prietenia 5 ani. Și eu sunt speriat de bombe, că la mine nu ține mai mult de 3 ani niciodată. 3 ani, 3 ani jumate, pa. Prieteni, așa e și cu prieteni, colegi din liceu, facultate, nu-i mai știu. Nu mai știu nici cum arată. Deci chiar mă gândesc, băi, o fi adevărat. Deci noi ne schimbăm și prietenii și dragostea trece. Deci nu v-a trecut iubirea. Nu mi-a trecut. Ca să-mi dați curaj, aia zic. A doua oară în viață, știți că prima dată a fost așa și așa, dar a doua oară a fost și mai... Chiar cu iubire, cu pacul. Da, exact. Da. Ce frumusețe. Exact. Și anul ăsta, proiecte, ce mai faceți? Da, să fiu sănătoasă. În primul rând, cu sănătatea stau cam în ghilimele, spus. E cauza vederii. Trebuie să fac o operație cât de curând. Doamne ajută să fie bine. Cu Dumnezeu. Ne rugăm la el și ne ajută. Exact. Și serviciu. Serviciu și concerte, tot ce apare. Exact. Eu am învățat de o vreme că dacă îi arăți iubire și dușmanului, el se schimbă. Nu poți schimba așa pe este. Nimeni decât cu iubire. Și atunci când cineva zice ho pe Facebook, eu nu-i dau replică. Dacă e grosolan mesajul banez, dar dacă e așa doar un ho din ăsta, îi dau un răspuns frumos, o inimioară, ce așa la rămâne mască. Exact. Și sau îi zic ceva frumos. Și el zice, băi, ce am fost așa de rău, mă, cu Trăistariu? Și se schimbă el. Exact, așa. Nu mai are curaj să facă a doua oară cu mine așa. Așa este. Așa schimbăm oamenii, fiind și noi buni. Am uitat să specific un singur lucru. Cu bunul și... îmbunezi nebunul, știi? Da, da. Îmi pare foarte rău, dar nu-i târziu nici acum. Doamne profesor Nae Cojocaru, care mi-a fost profesoră de canto, am făcut școala de artă populară, vreau să-i transmit multă sănătate. Doamna Cojocaru a fost la noi și vreau să o mai invităm la emisiune. Cu mare drag. Aș vrea să mă întâlnesc, că nu mai am timp. Adică
serviciu nu este. Nu. Și chiar mi-aș dori foarte mult să pot să vin atunci când ești dânsa aici. Sigur, anunțați-o și veniți cu drag. Cu mare drag. Și la noastră, în orice timp, la orice oră. Sigur, eu vă mulțumesc că ați venit și astăzi. Și eu vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate, cum se spune la noi. În sănătate, multă sănătate. Multă sănătate. Numai bine. Ia să vedem Denisa, dacă are niște cuvinte așa de final pentru emisiune. Ce planuri ai tu anul ăsta așa? Școală, înțeleg, ești în clasa 4-a, din clasa 5-a, la ce școală ești tu? La școala Spectrum. La școala Spectrum, mai e școală de copii speciali. Și te muți de acolo sau rămâi până într-a 8 acolo sau faci tot liceu acolo, cum vrei? Sau te-ai gândit sau părinții hotărăsc pentru tine? Părinții, dar tu nu te sfătuiești cu ei? Nu zici, vreau și eu la liceu de artă sau vreau în Anglia. Știi că înainte copiii plecau la Paris, la Sorbona, la facultatea, nu știu cum. Nu, dar fac liceu. Unde, tot la Spectrum? Poate. Așa. Și după... Ție ce materii îți plac la școală cel mai mult? Română și engleză. Română și engleză. Deci trebuie și ceva istoria. Undeva cu... Și istorie? Că la istorie nu facem nimic. Și ne povestește și scriem puțin și gata. De asta îți place, nu? Păi ori rămâi tu la... dacă îți place și ți-ai făcut prieten, dacă nu te muți la Eminescu, că l-ai cu profil uman, cu română, cu engleză, știi? Să facem mai intensiv la Eminescu. Și sunt mai mult fete. Trei sferturi fete și. Zi. Asta să le spui părinților. Mami, a zis Mihai că la Eminescu sau la... Să facă facultatea de muzică. De muzică vrei? Ce frumos. Să știi că ești bună. Că tu ești foarte bună deja vocal și pe operă și pe muzică ușoară și ți-ar merge bine. La București sau la Constanța? Sau vrei să scapi de părinți la București, nu? Da. Ca să te trimite la, pe acolo, să fii singurică. Știu, eram convins. Bun, deci părinții aviz, da? Să știți, vrea la București, la facultate, la muzică, să o lăsați în pace. Îți urez succes în tot ce faci. Mulțumesc. Bine, Denisa. Vlad, avem un cuvânt frumos? Ia zi-mi. Ceva sănătate, ce trebuie să-i anunți pe... dragoste și multă iubire. Dragoste și iubire. Și fiți mereu alături de Antena 1 Constanța. Da, și noi o să fim cu ochii pe tine și poate vii cu gașca aia, ai promis, da? Da, vin. Vii cu o gașcă de Chișinău, deci facem o emisiune... Deci după 14 februarie încolo, da? Vedem, super. Vin neapărat cu toată echipa. Cu toată gașca, nu da? Chiar cu toată, cu o parte din ei. O să vii cu toată și băgăm în două emisiuni. Ok, da? Bun. Ca facem. Să cântăm, să fie Moldova egală cu România. Facem. Frații facem o noștri. Mare sărbătoare. Pe concomitent putem să place facem... că tu dai live-uri mereu, te-am văzut pe culise, pe aici tot timpul. Scrie acolo rusă, dar nu mă mai deranjează. Dar nu, de ce scrie în rusă? Programa este în rusă. Programa? Dar de ce? De ce nu e programa în română? Ce e programa? Programa, deci, aplicația? Așa m-am deprins. Tu vorbești okay rusă jumate-jumate? Pe acolo, pe vorbesc Chișinău. Vorbesc destul de bine și Nu. Română. Dacă oamenii rusă... pe care îi întâlnești vorbesc mai mult român sau mai mult rusă? Nu, română vorbim. Român. Și atunci de ce rusa prezentă peste tot? Și în Facebook scrie în rusă. Pana mea, iar zic pana mea. Pana mea e frumos spus. Tu spui pana mea. Rusă. Nu, dar știi ce mă deranjează? Nu mă deranjează. Că toți din Chișinău zic să ne unim cu România, dar ei vorbesc rusă. Deci vreți cu Rusia sau cu România? Că nu înțeleg. Lăsați rusa la o parte. Că e frumoasă și rusa. Persoanele mai în vârstă. Știi ce-mi place mie din partea Rusiei? Totuși, partea artistică. Rușii sunt niște artiști. Nu mai spun că s-au făcut Eurovision în Rusia după ce au luat din Mabilan atunci. Doamne, deci mi s-a părut cea mai frumoasă scenă Eurovision a fost când s-a făcut în Rusia. Nu știu cum arăta, era un OZN acolo. Frate, ce au investit, sunt artiști. Nu mai zic dansatori, balerini, ruși, tot ce cu Rusia. Deci aveți partea asta rusească și atunci moldovenii sunt mai talentați ca noi partea artistică. E părerea mea personală. Așa că vină cu moldoveni și facem un spectacol frumos. Da? Bun. Da. Îți doresc succes cu tot ce mulțumesc, faci. Mulțumesc mult de Claudia, tu ai un cuvânt de spus pentru Constanțeni, pentru ce... Ceva, un mesaj, dacă ce faci anul ăsta, ce planuri ai, ce proiecte? Anul acesta vreau să mă concentrez pe școală, pentru că sunt a 8-a, da, și am examenul. Da. Și, nu știu, după ce termin cu examenul, vreau să mă reapuc de mers la festivaluri și cântat și concursuri și spectacole peste tot. Te-am mai văzut eu pe aici, pe acolo, dar acum o să ai de învățat. Dar după ce intri într-a noua, la revedere. O să 2-3 ani să mergi peste tot, chiar. Clar. Să-ți faci, să-ți împlinești visele până la urmă. Îți doresc mare succes, mai ales la liceu și cu muzica, deja ești foarte bună, nu mulțumesc. Mai ai mult de muncă. Mulțumesc. A venit rândul să ne cânte Marian. Noi ne luăm la revedere pe muzica lui frumoasă de petrecere. Îl găsiți, după cum spunea, pe Facebook și vedeți exact pe unde cântă. Deocamdată mulțumim încă o dată gazdei noastre Lakeview. Ne vedem săptămâna viitoare, tot la ora 10, tot pe Antena 1 Constanța, la Weekend cu Mihai. Deocamdată ne cântă și ne încântă Marian Cosma. Thank you.
și mă jur că nu mai plec. Eu da Dumnezeu să ajung cu bine la Paris, la frații mei acasă la mine. Vreau cu ei o săptămână să petrec și mă jur că nu mai prietenii mei, de ce nu s-acum cu mine un ajutor să pot să cer la ei, că aici nu am la cine. Chiar de-aș face bani cât mi-aș dori, n-am liniște sufletească, mai bine nicăieri nu poate fi ca-n căsuța părintească. tuturor, pe inima
dreapta cea, ține abdară cu mâna. Ea știe vruta mea și grea știe la ea, și grea știe ta stegla ea. Lele mușu teață cu albă față, va zinesti, iau pe brață.